Cristina Demetrescu, unde o plasăm? Viteza asta mea este imprimată și intuiției. Uneori văd sau simt mai repede decât citesc o astrogramă. Am hotărât că eu din ziua respectivă voi dormi toată viața cu becul aprins, pentru că nu am chef să stau să iau contactul cu tot felul de lucruri pe care, care m-ar fi paralizat de frică. La vremea aceea așa gândeam. Faptul că m-ai întrebat de ghicit, pot să o folosesc și ca pe o formă de divinație. Divinație înseamnă și tarot, divinație înseamnă, de exemplu, Nostradamus ghicea în apă. Să spunem, dau o informație. Problema este că eu o văd înainte de a o calcula. Cristina Demetrescu nu calculează data morții cuiva. Uite, eu nu calculez. Haideți să-ți explic ceva. Dar ați putea să aflați? Da, bineînțeles că se poate afla. Există o tehnică în astrologie numită direcții primare. Tratează foarte superficial aceste lucruri. Către tot felul de planete și poți să calculezi până la moartea unui om ce se întâmplă cu el. Ați avut cazuri în care ați văzut... În care am văzut că omul ăla moare. Și atunci am strigat, pur și simplu, vrei să mori? Persoana chiar a murit. Viața românilor a fost cumva foarte grea în ultimii ani. Sunt îngrijorați despre prețuri, sunt îngrijorați despre cum trăiesc, sunt îngrijorați despre facturi, sunt îngrijorați în general despre ziua de mâine. Așa încât previziunile pentru români și când cineva deschide televizorul, spune, doamne, vine anul 2024, ce s-o mai întâmpla? Adică este omul versus inteligența artificială, știi, până la urmă, care întotdeauna este cu două tăișuri. Să ne păstrăm pe noi oamenii. Undeva pe cer, dacă te uiți, ceva te așteaptă. Din ce în ce mai mulți oameni caută acolo, printre stele, semne că ceva va fi bine. Se întâmplă de fiecare dată atunci când oamenii sunt pierduți. Dar în ultimii ani, mai mult ca niciodată după pandemie, am încercat să căutăm măcar printre stele semne că va fi mai bine. De această dată o avem pe una dintre femeile care are și succes, pentru că îi ies predicțiile. Este vorba despre Cristina Demetrescu. Îi spuneam la început că a fost printre primele noastre opțiuni. Se întâmplă după 100 de ediții să ne vedem în oglindă. Bine ați venit, doamnă! Bine v-am găsit! Da, ați mai îmbătrânit și voi, am mai îmbătrânit și eu, ne-am mai și înțelepțit. Cred că trebuie să ne întâlnim când trebuie să ne întâlnim, nu? Și eu zic același lucru. Ce a schimbat pandemia în noi, nu doar în România, peste tot în lume, de-am început să luăm în serios previziunile? Meseria asta de astrolog, luată cumva ca la jocuri și concursuri pe vremuri, a devenit o profesie extrem de serioasă, lumea pune foarte mare preț, cred că simțiți și dumneavoastră, sunteți foarte solicitați. Vin oamenii de curiozitate? De ce vin? Ce caută? Unii da, unii vin de curiozitate. În primul rând, într-adevăr, pandemia a resetat niște lucruri și unora, foarte multora le-a dat un nou start în viață. Lucru care este, până la urmă, și normal. Sunt oameni care vin, într-adevăr, de curiozitate. Eu tot am, cumva, simt eu să întreb de ce ați venit. Nu e ca și cum... am un buton pe care apeși și încep să vorbesc. Uneori o fac, uneori simt eu, nu știu, omul. Și deschizând o hartă, pur și simplu intru direct în povestea lui și încep să-i spun fără ca omul respectiv să mă întrebe verbal, dar poate că mă întreabă diferit. Alte ori simt confuzia persoanei de lângă mine sau din fața mea și pun eu această întrebare. Dar tu ce vrei să știi de la univers? Și uneori nu-și dau nici ei seama de ce vin. Sunt foarte mulți care vin având încredere în mine. Lucru care nu e tocmai ok. Pentru că, practic, nu știu cum să spun, un astrolog trebuie să rămână cumva imparțial. N-aș vrea să vină lumea să mă întâlnească pe mine personal. Că e și impactul ăsta de la televizor și tot ceea ce amplifică, ca să spunem așa, mediul online și televizorul. Și... uneori vin cu așteptări foarte mari, știi, ca și cum eu aș deschide cartea cărților. Cartea cărților, numai că
Întotdeauna este ca și în interviuri, ca să spunem așa, este o interacțiune dintre doi oameni. Dacă omul respectiv vine închis, ermetic, că suntem mai multe tipuri de personalități, este foarte greu ca cineva, da, chiar și un medium sau un clarvăzător care poate să-ți vadă, eu știu, aura. Este foarte greu în momentul în care interlocutorul tău devine ermetic și vine doar așa la ghiceală, cum s-ar spune, știi? Și nu neapărat asta. Poate să-i fie frică, da? Poate să-i fie frică să se deschidă. Poate să vină deja cu niște tipare comportamentale atât de rigide, încât la primul lucru pe care ți-l spune astrologul, care este diferit de acela pe care îl crezi tu, despre tine și despre viața ta, ca interlocutorul să intre în defensivă, sau clientul, cum îi spun eu. Și atunci... nu este cel mai ușor lucru din lume. Astrologii nu sunt... sunt diferite tipuri de a face astrologie. Astrologie e foarte complexă. Putem să o luăm pe calcule, înțelegi? Adică eu să stau acolo ca un șoricel la birou și să fac niște calcule și atunci nu văd de ce aș mai interacționa cu persoana respectivă. Sau un astrolog poți să găsești și un psiholog, poți să găsești și un vizionar, poți să găsești și un om înțelept care te poate ajuta să-ți dea niște răspunsuri care să rezoneze cu ființa ta. Venind cu cutuma asta de imaginea Mariei Câmpina, cu ghicitul, cu ghiocul, și credem că mergem la astrolog și întrebăm, așa cum era în cărți, dacă mi iese la drum de zi Xulescu? Nu. Nu, pentru că oamenii care vin deja, repet, știu unde vin, m-au văzut, îmi cunosc filozofia, îmi cunosc limbajul. Adică există un filtru. Da. Chiar ieri am avut, să spunem, la consultații o persoană care ar fi putut să pună problema așa, cum spui tu, pentru că venea din lumea aceea. Însă surpriza majoră a fost că, deși venea din lumea aceea, și chiar persoanele care vin din lumea aceea, care sunt mult mai obișnuiți cu ghiocul și cu lucruri de genul ăsta, fac ei un efort să se ridice la nivelul discuției cu mine. Deci e foarte interesant lucrul acesta. În astrologia asta, Cristina Demetrescu, unde o plasăm? Aici, la vizionar? E o combinație foarte, foarte ciudată, pentru că vezi tu, fără să vreau să... E foarte greu să fac eu caracterizări vis-a-vis de mine. În astrologie, astrologia se bazează pe niște calcule, este o știință. Deci cei care consideră că astrologia, până și horoscoapele, se fac tot pe baza unor calcule. Problema este că, știi, sunt oameni mai rapizi, sunt oameni mai răbdători, sunt oameni mai lenți, sunt oameni mai... Eu sunt foarte rapidă. Viteza asta mea este imprimată și intuiției. Uneori văd sau simt mai repede decât citesc o astrogramă. Sau, de exemplu, deschid o hartă, o fotografiez pur și simplu, de foarte multe ori calculatorul meu este aici și clientul este undeva pe unde stați dumneavoastră. Da? Și în momentul în care am deschis o hartă, am fotografiat-o, după care eu pot să nu mai uit la ea. Deci intuiția mea nu știu ce face, captează, deci faptul că m-ai întrebat de ghicit, pot să o folosesc și ca pe o formă de divinație. Divinație înseamnă și tarot, divinație înseamnă, de exemplu, Nostradamus ghicea în apă. Adică marile catrene pe care le scria, nu le scria întotdeauna calculând, deși el era astrolog, dar se folosea de tot felul de forme de divinație și până la urmă cea care contează foarte mult este intuiția. La mine intuiția este mult mai rapidă decât calculele pe care le fac. Și de cele mai multe ori există această preconcepție sau această prejudecată că n-aș fi socotit suficient în momentul în care fac, să spunem, dau o informație. Problema este că eu o văd înainte de a o calcula. Că eu mi-o confirm mie, asta este minunat. Nici nu știu dacă aș putea să funcționez fără asta. Poftim? Cum vă explicați asta? Păi este și experiența. Se creează un amalgam. Adică e un amalgam, persoana respectivă îmi transmite multe lucruri. Eu nu văd, nu am clar viziune, nu am niște abilități native sau poate că, nu știu, cândva le-am avut, dar le-am inhibat. Adică mi-aduc aminte de felul în care la 13 ani, în urma unor filme de groază care apăruseră la vremea respectivă, pe casetele video pe care mi le aducea tata acasă, știam, hotărât că eu din ziua respectivă
voi dormi toată viața cu becul aprins, pentru că nu am chef să stau să iau contactul cu tot felul de lucruri pe care, care m-ar fi paralizat de frică. La vremea aceea așa gândeam. Și atunci, cred că ăla a fost momentul în care mi-am inhibat anumite simțuri sau un al șaselea simț care ar fi putut să se dezvolte în timp. Numai că simțurile astea nu mor, ele se metamorfozează, da? Se schimbă în altceva. Întotdeauna am fost conștientă că este ceva de jur împrejurul meu. Și ele s-ar putea să acționeze la nivel de subconștient. Da. Culmea este că acum mă chinui să le reactivez. Adică de ceva vreme, apropo de pandemie și de ce a schimbat pandemia în noi, pe mine pandemia m-a pus în situația să vin și să reiau tot felul de studii pe care le-am făcut sau pe care le-am dat skip în anii anteriori și chiar în perioada de, în care am studiat astrologia, în care săream tot timpul peste capitolele legate de moarte, știi? Adică niciodată nu vreau să învăț asta, niciodată nu vreau să știu. Ajungi la un moment dat să te prinzi și să le știi, dar m-am gândit că nu este în primul rând nici deontologic, nici să calculezi oamenilor lucruri de genul acesta, nici să știi pentru tine, nici să știi pentru cei dragi. Și atunci, de fiecare dată, știi, când eram la capitolul Casa 8-a, Casa Morții, nu știu ce, încercam să le dau skip. Uite, eu nu calculez, haideți să-ți explic ceva. Dar ați putea să aflați? Da, bineînțeles că se poate afla. Există o tehnică în astrologie numită direcții primare, care este foarte complicată, pentru că s-au pierdut foarte multe informații, foarte multe tabele. Și de multe ori niciun astrolog, să spunem, cunoscut sau din cei care au scris cărți sau manuale, tratează foarte superficial aceste lucruri. Ele sunt pur și simplu niște calcule în care tu deplasezi punctele vitale ale hărții către tot felul de planete și poți să calculezi până la moartea unui om ce se întâmplă cu el. Problema este că aceste lucruri sunt atât de complicate încât ele practic s-au pierdut în timp. Foarte puțin le fac. Există programe astrologice care calculează lucrurile de genul acesta. Dar dacă noi am putea să calculăm și dacă noi am avea răbdarea necesară să calculăm pentru fiecare persoană lucrul ăsta, cum se făcea pe vremuri, venea mama cu copilul la astrolog, astrologul se apuca acolo, îi scria o cărticică mică pentru copil, ce o să facă el până la sfârșitul vieții și mama i-o dădea copilului când creștea copilul. Dar eu nu cred, adică deși este foarte veridică toată povestea asta, eu nu cred că lucrurile astea trebuie să se desfășoare așa. Pentru că pe pielea mea am observat cum datorită unor eforturi de viață, nu spun evoluție, că evoluția nu se face pur și simplu. Evoluția se face în baza unor eforturi. Este ca și cum ai sărit, ai sărit niște garduri, da? Chiar când eram mică, asta făceam. Nu intram pe poarta școlii, săream gardul. Asta era o formă de metaforă. Nu am înțeles niciodată de ce săream gardul și de ce mă chinuiam să-mi rup sarafanul sau șorțulețul într-un gard, dar pur și simplu cred că mă antrenam pentru viață, știi? E, și datorită unor lucruri prin care am trecut, datorită unor probe de foc prin care am trecut, din fața cărora n-am dat niciodată înapoi. Mi-am dat seama că lucrurile implacabile sau fataliste care se pot întâmpla unui om se pot metamorfoza în ceva mai ușor, se pot schimba într-o chestie mai ușoară. Dacă tu îi spune omului dinainte, vezi că pățești un accident, în condițiile în care lucrul ăla se poate sublima, se poate transforma prin anumite, să spunem, direcții de viață, prin anumite evoluții, nu faci decât să-i creezi niște psihoze. Ori eu când fac anumite predicții, eu nu spun vezi că vei păți asta, eu îi calculez drumul optim în așa încât să ocolească un punct din acesta. Ați avut cazuri în care ați văzut... În care am văzut că omul ăla moare. Și nu i-ați spus. O singură dată m-am supărat foarte tare. O singură dată în 20 de ani m-am supărat foarte tare. Mă înțelegeam cu persoana respectivă. Fiica dumnea ei era lângă mamă. Nu știa nimeni că este bolnavă. Eu nu mi-am dat seama că este bolnavă. Fata dădea nervos din picior, neconvenindu-i soluția pe care eu dădusem de renunțare, moartea este egal de multe ori renunțare, a renunța la avere, a renunța la un proces, a renunța să te judeci cu frații și surorile, a renunța să iei ceva de la o familie încărcată cu karmă, de exemplu.
Și în momentul în care dădeam soluția asta, mi-aduc perfect aminte, fata era nervoasă, mama era derutată, la care la un moment dat am explodat. Cum mi se mai întâmplă în momentul în care îmi dau seama că după ce calculez drumul optim, îmi dau seama că persoana respectivă nu înțelege. Și atunci am strigat, pur și simplu, vrei să mori? Nu pot să spun că regret că am făcut lucrul ăsta. Persoana chiar a murit. Nu a renunțat, am aflat de la o altă persoană care venise alături de cele două persoane, au trei persoane, și m-a sunat după o perioadă și mi-a spus să știi că doamna era bolnavă de cancer, nu a renunțat la proces, fata vroia casa, fata vroia banii, nu vedea logic, teluric, lucrurile pe care le spun eu n-au niciun sens. Adică și un avocat, dacă întrebi cum, adică de ce să renunți la un proces de succesiune cu sora, nu are nicio logică în plan juridic și nici în mintea multor oameni care văd lucrurile la nivel teluric. Evident, nerenunțând, pentru că renunțarea, dacă eu dau drumul, dacă eu mă prind de masa aia, care masa aia cade într-o prăpastie și eu reușesc să-mi dau drumul, eu pot să merg mai departe cu viața mea. Dacă nu, mă duc la fund cu tot, cu toată povestea asta. Ca orice lucru care în viață se duce dintr-o extremă în cealaltă, inițial mi-a fost frică de moarte. Mi-a fost frică de moarte datorită unei probabil perioade din viața mea în care nu înțelegeam anumite lucruri. Ceva din interiorul meu căuta ca eu să aprofundez sau să înțeleg lucrurile la un alt nivel, doar că pe mine și în viața mea privată mă preocupa foarte mult să mă distrez, să ies cu prietenii, să râdem, să călătorim și să facem niște lucruri normale pentru vârsta respectivă, dar care nu aveau nicio legătură. Era exact în perioada în care renunțasem să mai merg pe partea asta mistică, pentru că aveam alte lucruri mai bune de făcut. A fost perioada în care agenda mea verde a fost închisă. Și spun că este periculos, pentru că cu fiecare persoană căreia tu îi modifici viața și destinul, da, există cumva riscul ca și viața ta să se modifice. Dar ceea ce am sesizat într-un final este că eu am uniforma asta pe mine și echipamentul ăsta pe mine în care eu pot să fac lucrul acesta fără ca eu să mă încarc. O mare perioadă din timp am spus, nu, pe mine nu mă încarcă chestiile astea, deși țin minte la primele consultații că aveam o oglindă exact ca a ta pe holul în care conduceam clienții spre ieșire și când mă uitam în oglindă, n-aveam culoarea mea, aveam o culoare verzuie, ceea ce însemna, știi, felul în care sunt stoarsă de energie. Pe care am învățat să îmi creez mie zona de confort. Spuneați că pe vremuri un copil primea un carnețel în care astrologul îi spunea ce-au pregătit astrele pentru el. Adică vii cu un contract de viață și cu un program de viață pe care l-ai de făcut aici pe pământ. În cazul în care nu-ți faci aceasta, am sesizat că există decese ale unor oameni care mor cu destinul pe zodia lor sau cu karma pe zodia lor. Foarte mulți. Deci, asta, destinul se învârte odată la 18 ani sau pentru care două capete, linia destinului, se învârte din 9 ani. Adică odată vine destinul, odată vine karma. Ce înseamnă asta? E o linie pe astrogramă care este axa nodurilor lunare, care atunci când se apropie soarele și luna de axa nodurilor lunare, e mai complicat să explic, e vorba de, mă rog, ecuator, de tot felul de chestii de genul acesta care, în care se calculează, se formează eclipsele. Da? Se formează eclipsă de soare, se formează eclipsă de lună, dar noi în astrologie numim aceasta axa vieții, care are un pol care se numește destin sau direcția de mers în viață, și karma, care este nodul sud-karmic și care vorbește despre trecutul vieților anterioare pentru cine crede în lucrul ăsta, pentru cine nu crede în lucrul ăsta, se referă la bagajul familiei, da, la strămoși, sau la ce am făcut noi în această viață. Și se întâmplă de multe ori decese care, atunci când destinul este pe zodia unui om, da, înseamnă că și-a împlinit destinul. Când karma este pe zodia acelui om atunci când moare. Bine, nu sunt singurele poziții astrale care vorbesc despre așa ceva. Înseamnă că el a rămas cu niște datorii karmice.
Și când rămâi cu aceste datorii karmice, le iei de la capăt. Dar le iei de două ori mai greu decât ai venit cu ele inițial. Adică faptul că tu ai de făcut lucrul ăsta în momentul de fapt, nu-l faci, data viitoare, toată povestea asta începe să se complice. Iar oamenii cu care te tot intersectezi pe aceeași linie de viață, într-o viață viitoare, poate să fie din star nesuferiți. Iar sărăcia nu este o chestiune de sine stătătoare. Săraci, teoretic, nu venim niciunul. Niciunul. Nu venim săraci. Venim în anumite familii care sunt sărace. Adică putem să venim în familii sărace. Da, știți foarte bine că sunt unii care, datorită acestei lupte cu sărăcia, motivați fiind de a-și depăși condiția, au crescut foarte mult. Spuneți dumneavoastră, karma. Karma. Cum acționează în viața noastră de zi cu zi? Când într-o viață anterioară am avut karma, cum spuneți dumneavoastră, cârligul ăsta cu care venim într-o altă viață, cum îl simțim? Pe ce plan? El pe astrogramă este poziționat undeva, dar sunt mai multe elemente și puncte karmice pe o hartă. Și noi, harta cu care ne naștem, de exemplu, harta pe care o ridicăm la ziua noastră de naștere, de exemplu, ea este o hartă karmică. Ea, de fapt, vorbește despre ce ai făcut într-o viață anterioară. Și felul în care tu începi să-ți depășești condiția învățând, urmând, să spunem, traseul clasic, învățând, progresând, încercând să îți faci o meserie care să fie mai mult sau mai puțin conectată la misiunea ta de viață, în sensul mai mult sau mai puțin, pentru că avem și oportunitatea să facem niște schimbări cu viața noastră, adică lucrurile nu sunt bătute în cuie. Și uneori învățăm mai mult din această schimbare. Noi ne putem depăși această soartă. Adică sunt oameni pentru care karma nu mai funcționează. Sunt oameni care, dacă trăiesc tot în baza legilor karmice, făcând aceleași și aceleași tâmpenii, și le vezi că, practic, karma este pe o zodie. Dacă nodul sud karmic sau dacă karma este pe zodia balanță, care este o zodie a relațiilor noastre cu ceilalți, acea persoană va fi tot timpul influențată de jur împrejur și nicio decizie pe care ia-o are legătură cu karma asta de care vorbesc. Acea persoană va fi mereu influențată de ce zic alții, tot timpul se va raporta la societate. Trebuie să mă mărit că toate prietenele s-au căsătorit. A zis mama să fac un copil. A zis mama că mai frumos e băiatul ăla sau că e mai deștept și că ăla... că partea, eu știu, meseria de economist e mai bănoasă. Și atunci toate deciziile se vor lua după modelul societăților vechi, în care oamenii prea făceau ce vroiau ei. Adică făceau ce spuneau părinții, ce voiau părinții, ce... cum dădea bine la societate. La polul opus, destinul fiind în zodia Berbec, spune, dom'le, tu trebuie să fii independent, trebuie să ai curaj, trebuie să te lupți, trebuie să fii gică contra. Trebuie să faci în așa fel încât să te descurci de unul singur, să nu depinzi de nimeni, să faci ce simți tu. Și o persoană care are un astfel de destin, ce credeți? Tot de mama ascultă, tot că i-a promis mama că i-a luat o casă, că i-a luat o mașină, și atunci părintele te și controlează. Mergând în baza legilor karmice, nu poți evolua. Adică degeaba la un moment dat te poți trezi. Măi, ceva nu e în regulă cu mine, uite, mă simt blocat și așa mai departe. Și tu explici omului ăluia care vine la tine, într-o oră, într-o ședință, de exemplu, că el trebuie să schimbe direcția cu tot. Adică nu e ușor să transmiți o astfel de informație și tu să... omul ăla vine pentru validare de cele mai multe ori. Cât înseamnă astrologia știință, cât înseamnă un feeling personal? Arta interpretativă este foarte importantă. Fără ea, știința, teoretic, astrologie poate să învețe foarte mulți oameni. Însă arta interpretativă, așa cum explicam puțin mai devreme, arta interpretativă este o artă. Este ca și cum toți putem să dăm cu pensula, dar foarte puțini reușim să generăm o emoție prin ceea ce creăm. Ori eu țin foarte mult la emoția asta, pentru că altfel nu poți să transmiți informația. N-aș vrea să înțeleagă oamenii că eu în momentul de față vorbesc sau aduc, nu știu, nu vreau să se creadă că vorbesc despre faptul că ce fac eu fac cel mai bine. Este vorba despre un anumit stil în care caut să explic ca oamenii să înțeleagă ceva. Nu întotdeauna se înțelege. Când se face o predicție pentru un an, de exemplu 2025, 2026,
întotdeauna se folosește pentru a vedea viitorul în astrologie un pattern, un model matematic din trecut. Corect. Dacă în cazul ăsta se folosește trecutul, istoria, se iau mulți ani din urmă și se analizează tot felul de modele matematice. În cazul meu, personal, care nu am un trecut, cum se analizează? Se merge în familia mea? Care este modelul? Cum mi se vede mie viitorul? Primul lucru pe care îl faci, pleci în primul rând de la o hartă natală. Adică nu te uiți niciodată într-un viitor și nici într-un trecut până nu te uiți la acea astrogramă și la acea hartă natală. Sunt foarte multe cicluri care se închid și se deschid și atunci, evident că îi spui persoanei respective, uite, tu ai sunt cicluri de genul acesta în care se închid și oamenii divorțează, că și-au terminat povestea. Și te uiți în trecut și vezi că la vremea când Saturn sau destinul era tot în poziția respectivă, nu? Ei se căsătoreau. Au început ceva pe care de-abia acum l-au închis și au trăit o întreagă lecție în baza acelui ciclu. Ceea ce mă întrebați este mai mult legat de hărțile mundane, se numesc, adică predicțiile pe care le faci pentru o țară, pentru, uite, cum a fost cu pandemia. Pandemia a închis niște planete după 30 de ani, de exemplu, de la Revoluție. Nu avea nicio legătură pandemia cu Revoluția, dar cel puțin și țara noastră cumva a fost luată cu totul și a fost luată pe sus de toată povestea asta. Erau planete grele care generează evenimente majore, da? Și care nu sunt numai pentru o națiune. Și ca să poți să faci niște comparații, întotdeauna te uiți pe ciclurile astea în trecut. Cât îți permite timpul să faci lucrurile? Adică sunt lucruri diferite. Sunt lucruri diferite pentru că omenirea evoluează. Noi evoluăm. Ele nu se repetă mot-a-mo, dar poate să-ți aducă o istorie din trecut. Poate să-ți aducă, de exemplu, dacă un ciclu se închide și tu nu te-ai mai gândit sau n-ai mai vorbit de 100 de ani cu, nu știu, cu persoana respectivă sau n-ai mai fost în locul respectiv. În momentul în care se închide ciclul ăsta, este posibil să te întâlnești cu persoana respectivă sau să te întorci într-un loc sau să reiei o relație care, pe de altă parte, la un moment dat se credea, nu știu, ruptă, întreruptă sau ceva de genul, tocmai pentru că acolo rămăseseră niște lucruri care erau neînchise. Și tocmai ca noi să nu ne mai naștem cu anumite datorii într-o viață viitoare, când poate ne așteaptă cu totul și cu totul altceva. Cred foarte mult în această teorie a sincronicităților și a felului în care Universul vorbește cu noi atunci când avem nevoie. Și am mai povestit lucrul ăsta și intrasem în Catedrala Catolică de lângă liceul meu, unde am învățat și unde mergeam tot timpul. Și în momentul în care am intrat în Catedrala Catolică, preotul catolic spunea de sărbătoarea Sfinților Magi, pentru mine, care aveam câteva luni de când începusem, de când deschisesem cabinetul, a spus următoarea frază: am venit, ne-am adunat aici să-i cinstim pe astronomii și astrologii din timpurile străvechi, care îl căutau pe Dumnezeu dincolo de ceea ce vedeau cu ochiul liber. Ori asta este o sincronicitate și o confirmare care pentru mine a însemnat că nu este nicio problemă și nu contravine niciun fel religiei, atâta vreme cât astrologia ajută un om, zidește într-un om, construiește ceva într-un om, îl ajută să se regăsească, să se uniformizeze vis-a-vis de planul ăsta divin în care fiecare venim să facem ceva și ajutăm într-o oarecare măsură, prin această astrogramă, să nu încurcăm pe ceilalți. N-are ce să, nici o meserie nu strică atunci când te ajută să te regăsești tu pe tine. Există zodii bune și zodii rele? Nu, există zodii cu mai multă încărcătură karmică, în care liberul arbitru este uneori puțin mai redus. Și zodii care sunt mai, să spunem, mai libere de această constrângere. Adică bun este până la urmă atunci când tu te înțelegi pe tine, că nu este doar zodia respectivă pe astrograma ta, este și un ascendent. Sunt și niște planete care creează ceva mult mai complex decât simpla zodie. Zodiile au și toți oamenii, nu numai zodiile, deci au defecte și calități în egală măsură. Problema este ca defectele să fie înțelese, asumate, că știi că unii nu sunt conștienți de defectele lor.
Și uneori lucrurile astea sunt atât de interesant explicate prin intermediul astrologiei, încât chiar și în psihologie, dar prin temperamentele noastre. Unii sunt mai calmi, mai liniștiți și lumea spune că sunt mai tăcuți, mai introvertiți și lumea spune, uite, domnule, ce om liniștit, minunat și educat. Dar pe de altă parte, el poate să ascundă în interior lucruri care, cum să spun, pot fi mult mai toxice decât ceea ce arată. Noi oamenii însă suntem foarte subiectivi în a ne interpreta unii pe alții. Aici este una dintre probleme. Ca să poți să fii obiectiv vis-a-vis de persoana de lângă tine, primul lucru este să te cunoști și pe tine. Dacă tu nu-ți accepti defectele tale și dacă ți-e frică de abilitățile și de calitățile tale, n-ai să reușești niciodată să înțelegi un om. În privința ascendentului, că el acționează de la 30 de ani, adevărat sau fals? Adevărat. Este mai predominant în viață? Mai contează zodia? Sau de la 30 de ani ascendentul e cel care... Contează totul. Ascendentul vorbește foarte mult, așa cum spuneam și mai devreme, este și un punct vital al hărții, ascendentul. Vorbește foarte mult despre personalitatea unui om, despre felul lui de a se exprima, modifică personalitatea unei persoane după vârsta de 30 de ani. Persoana respectivă, când se simte mai matură, în jurul acelei vârste se poate schimba într-un fel sau altul la viza amatorilor. Cei care au relații închegate înainte de vârsta de 30 de ani, oamenii se modifică după vârsta de 30 de ani. Nu înseamnă că te iubește mai puțin, înseamnă că ceva din el s-a schimbat. Și atunci poate să vadă lucrurile și să aibă alte nevoi la care tu sau ascendentul tău nu-i mai răspund și să vrea altceva. Dar și asta este o chestie, că uite, ascendentul ăsta și vârsta asta de 30 de ani dă peste cap foarte multe planuri. Și vin oameni și spun, nu mai îmi place ce fac, nu mai îmi place munca respectivă, nu mai îmi place, nu mă mai comport în felul acela, schimb ceva în viața mea. Ați avut un cuplu care să aibă această problemă, că sunt necompatibili? Eu nu prea fac astrologie de cuplu pentru că oamenii vin și mint la consultație. Și... am avut la un moment dat cupluri care veneau și la un moment dat zic, băi, nu vă mai primesc împreună pentru că pur și simplu sunteți plictisitori, adică efectiv mă plictiseam eu la consultații. Totul era așa uniformitate. Am reușit să-i conving să vină separat, adică pur și simplu unul s-au așteptat jos unul pe celălalt. Erau alte persoane. Adică ședința este o ședință practic individuală, privată. Că ședință de terapie de cuplu faci practic la psiholog. Dacă vrei să vii să stabilești compatibilitatea între două persoane, vrei să vii să vezi cum sunteți. Eu pot să încep cu niște lucruri foarte simple. Vă iubiți? Sunteți alături unul de celălalt? Astea sunt chimia, asta nu ți-o arată o astrogramă întotdeauna, decât în funcție de momentul în care ai întâlnit persoana respectivă. Este uluitor cum mint oamenii și cum ei se mint pe ei, știi? Vin la mine, eu nu pot să mint și atunci prefer să nu primesc cupluri. Pentru că este ca și cum le-aș transmite niște informații legat de viitor, orice cuplu este împreună pentru o anumită perioadă, au o experiență împreună, contează enorm ce îți rămâne în urma unei experiențe de cuplu, nu există eșec într-o relație. Oamenii vor să audă că vor rămâne împreună până la adânci bătrâneți, dar există și o hartă de durabilitate a relației, nu doar o sinastrie, care poate să indice că unul se va plictisi mai ușor, că există acolo niște lucruri pe care oamenii nu vor să le audă. Deci relațiile astea și compatibilitățile nu sunt favoritele mele. Viața românilor a fost cumva foarte grea în ultimii ani. Ați făcut predicții, inclusiv în pandemie. Ați vorbit și despre conflictele din Rusia, care sunt aproape de noi. Sunt îngrijorați despre prețuri, sunt îngrijorați despre cum trăiesc, sunt îngrijorați despre facturi. Sunt îngrijorați, în general, despre ziua de mâine. Uitându-vă pe ceea ce se întâmplă până la finalul anului și pe anul viitor, se vede un pic de speranță? Da, lucrurile nu sunt atât de agitate. Este vorba despre această planetă Saturn în Pești, care, Peștele fiind o zodie foarte tenebroasă și planeta Profesor fiind așa un
investigator care vine să tragă niște cortine la o parte, ne mirăm în fiecare zi că aflăm în secolul 21 despre România lui 2023 că se întâmplă lucruri atroce despre care noi nu știam nimic, despre azilele de bătrân, despre tot felul de lucruri de genul ăsta. Cortine o să mai cadă până în februarie 2026, cât va sta Saturn în Pești, adică este era marilor descoperiri, cum s-ar spune, marilor devoalări și de personalități, și de caractere, și de tot felul de chestii oculte care au fost ascunse, se vor tot descoperi. Da? Și asta este o chestiune în care această planetă profesor Saturn în Pești imprimă acestei perioade, asta ca să spun ce ar fi mai complicat în această persoană, în această perioadă, e o perioadă de sacrificiu. Este o perioadă de sacrificiu, de suferință, e o perioadă în care, cum să spun, poate unii trebuie să sacrifice ceva ca să le fie bine. Dar este și o perioadă în care putem să aprofundăm mai mult tainele ființei noastre și să găsim niște soluții în fața unor situații care nu depind de noi. Nu depinde de noi felul în care lumea, nu știu cum să spun, se mișcă, se evoluează, uneori în sens bun, alteori. Astea sunt niște cicluri pe care noi nu le putem opri și nu le vom putea opri niciodată, deși noi trăim acum o epocă extraordinară. Noi am evoluat, ne putem bucura de foarte multe lucruri. Pe de altă parte, sunt tot felul de persoane care au această mentalitate că nu de ei depinde, că n-ai pile, că n-ai relații, că n-ai dat șpagă, că nu știu cine n-a făcut pentru tine, că l-ai de vină, că s-a dus țara de râpă, că în țara asta, că țara asta nu-ți oferă nimic și tot felul de lucruri de genul ăsta în care pe baza acestei mentalități nu numai că oamenii respectivi nu evoluează, nici nu-și atrag lucrurile bune de la univers, dar nici noi nu putem evolua pentru că ne trag în jos. Este vorba de mentalitate, nu că România nu-ți poate oferi oportunitatea ca tu să realizezi ceva în această țară. Mentalitatea este ceva care trebuie să se schimbe. Suntem o țară foarte conservatoare. Suntem foarte conservatori. Suntem o țară vărsători. Și acest conservatorism, însoțit de un soi de lipsă de curaj și de încredere în propriile abilități, este uluitor câți oameni spun mi-e frică. Mi-e frică să încerc, mi-e frică să accesez un credit, mi-e frică să mă duc să fac un curs, dacă n-o să funcționeze. Dar mai sunt o grămadă de bucătari, mai sunt o grămadă de terapeuți, mai sunt o mentalitate în care oamenii nu se centrează pe cele a dat lor Dumnezeu. Se centrează pe eșecurile unor oameni de jur împrejur, pe faptul că unul a făcut o facultate și a plecat la Paris unde spală vase, dar nu l-a pus nimeni să facă lucrul acesta. Și atunci, cum să dai, practic dau înapoi, bazându-se pe eșecul celorlalți, nevalorificând niciodată potențialul și oportunitățile pe care le oferă viața. Sigur că toți am putea să o ducem mult mai bine. Așa încât previziunile pentru români și când cineva deschide televizorul spune, domnule, vine anul 2024, ce s-o mai întâmpla? Crede-mă că sunt oameni care se așteaptă să curgă lapte și miere. Dacă le spui că nu o să fie așa sau că sunt niște situații astrale care pe de o parte au și chestia asta, adică te pun și la încercare, dar pe de altă parte te ajută să te și regăsești într-o oarecare măsură. Oamenii aceia nu sunt întotdeauna centrați pe ce pot face ei, da? Predicțiile și toată mișcarea acestor planete este ceva de care noi trebuie să ne folosim. Dar trebuie să ne folosim combinând-o până la urmă cu viziunea noastră. În privința acestui conflict, inclusiv aproape de Galați, se aud tunete, se aud fulgere, se aud bombe, se aud... Este o problemă cu războiul. Toată lumea se îngrijorează în privința conflictului cu Rusia. Avem vreo șansă cumva să se încheie? Toată lumea așteaptă acest lucru. Așteaptă pacea mondială, e un lucru de dorit. Vrem să fie pace în momentul în care nu mai sunt conflicte internaționale. Lumea poate să prospere într-un fel sau altul.
Da, Doamne ajută că până la urmă, uite, până în momentul de față, o protecție tot a existat. Este trist ce se întâmplă, dar ce se întâmplă? S-a mai întâmplat și în alte colțuri ale lumii, dar nefiind foarte aproape de noi, noi nu ne-am dat seama că lumea asta, în lumea asta și în universul ăsta, tot timpul a fost antiteza asta între bine și rău. Din data de 12 iulie, de când a intrat karma pe zodia celui care a declanșat acest război, eu mă mai aștept să mai și plătească. Eu mă aștept să plătească de când a început acest conflict. Este greu de anticipat cât va mai dura un război care nici măcar nu e un război, care nici măcar nu avansează, care nici măcar nu știm în nicio zi când deschizi televizorul care-i pe care. Știi? Adică este o chestie în care este foarte greu să cântărești cine va învinge, cine nu va învinge. Există până la urmă o justiție divină, știi, în toată povestea asta. Eu nu trăiesc în legea fricii. Adică nu pot să spun că mi-e frică de război sau mi-e frică că se va întâmpla ceva sau mi-e frică că se va... Niciodată n-am spus asta, că trebuie să ne fie frică de un atac nuclear sau că trebuie să stăm în... Că frica nu face decât să amplifice toată această energie negativă. Războiul este un rău, este un demon, este ceva rău pe care și frica oamenilor îl amplifică. Ce se întâmplă acolo este atroce și faptul că au murit oameni. Dar pe de altă parte nu este războiul nostru. Este foarte aproape de noi. Asta este foarte important. România nu este în război. Ne îngrijorăm pentru că, așa cum spuneți, dar să știți că au mai fost și alte nenorociri pe planeta asta, pentru care oamenii, dacă nu au emoția generată de ce se întâmplă acolo, nici nu interesează. Sau de proximitate. Nu interesează. Pe noi ne interesează decât dacă ne e frică de ceva. Ori, în momentul în care gândești global, mie mi se pare foarte corect. Adică te poate preocupa tot ce se întâmplă cu planeta la modul global. Pentru că planeta, adică dacă se întâmplă să te intereseze cu corpul tău, ce se întâmplă cu corpul tău, nu doar cu rinichiul care doare sau cu călcâiul în care te-ai înțepat în ceva. Când vă referați la karma negativă, vă referați la Putin? Da, pe balanță. Pe zodia balanță. Nu trebuie să vă sperie chestia asta. Pentru că și asta este în funcție de... Este în funcție de fapte, de evenimente. Și în lunile octombrie, luna octombrie, vor fi și două eclipse. Eclipsele sunt cele care, atunci când vine karma, și că povesteam ceva mai devreme, că știi, poate să ți se întâmple ceva cu destinul, poate să ți se întâmple ceva cu karma, adică destinul și karma sunt niște chestii care se tot învârt. Tu poți să scapi o dată, de două ori, de trei ori, de opt ori, de anumite lucruri. Însă în perioada primelor eclipse care se vor produce în 14 și 29 octombrie în anul acesta, eclipsele au această putere de a degaja, de a exploda, a face să explodeze o energie care se acumulează. Da? Deci după un an și nu știu cât de război, m-au mai întrebat în tot felul de emisiuni și așa mai departe și am încercat să merg din aproape în aproape, menționând evenimentele care pot pune capăt războiului. Deci eclipsele acumulează, te lasă să acumulezi și așa mai departe și la un moment dat se explodează ceva. Adică se întâmplă practic ceva. Eclipse vor fi mai multe timp de un an și până în ianuarie 2025 vor tot fi axa vieții sau karma va fi pe zodia celui care a declanșat acest război. Iar războiul ăsta a plecat de la el, n-a plecat din altă parte. Iar războiul ăsta se termină practic odată cu el. Cât trăiește Putin, este foarte greu să considerăm că, sau câtă vreme are putere. Karma îi slăbește puterea. Asta vă pot spune în mod cert, că această karmă slăbește puterea, nu o crește. Deci contextul ar exista. Contextul există de la început și au fost niște evenimente astrale foarte puternice și foarte dure. Problema este că de foarte multe ori răul ăsta care există pe planetă, da, și care din totdeauna este în antiteză cu binele, răul are și el persistența lui. Pentru că undeva în partea cealaltă a lucrurilor, în extrema cealaltă, se pot întâmpla și lucruri bune. Adică au fost și lucruri bune care s-au întâmplat în urma acestui conflict. Mai multă unitate. Vorbează de decada asta de 30 de ani la început. Revoluția, pandemia. Să ne mai așteptăm la ceva foarte important?
Deocamdată nu neapărat. Adică ciclurile astea planetare, a planetelor grele care se mai se adună, ca să spunem așa, nu se produc tot timpul. Sunt niște etape și lumea se schimbă, lumea evoluează. Noi oricum suntem într-un proces de evoluție. Sper să, la un moment dat, să nu evoluăm suficient de puternic încât să ne și autodistrugem. Cu ceea ce cred că ar trebui să intrăm într-o etapă în care să diminuăm impactul negativ al progreselor pe care le facem, nu? Ați auzit că în ultima perioadă oamenii protestează împotriva inteligenței artificiale și așa mai departe. Adică este omul versus inteligența artificială, știi, până la urmă, care întotdeauna este cu două tăișuri. Să ne păstrăm pe noi oamenii. În anul viitor se prevede ceva important? Da, eu despre anul viitor nu am vorbit deocamdată, dar sunt cicluri care cumva se vor păstra, adică și de anul acesta, și Saturn în Pești, și Jupiter, Saturn în Pești, care într-adevăr este un tranzit foarte tenebros în viața fiecăruia dintre noi, pentru că trebuie să folosim intuiția și să dăm aparențele la o parte, și dintr-o relație, și din sănătatea noastră, și din ce se întâmplă de jur împrejurul noi. Se întâmplă lucruri pe care noi nu le înțelegem, nu le știm, nu le stăpânim. Doar că peștele dă foarte multe semne pe care, dacă nu suntem foarte ignoranți, le putem interpreta. Da? Deci se ascund foarte multe lucruri de noi în prezent. E posibil la un moment dat să apară, să afli ceva, să descoperi ceva pe care el era acolo, de nu știu când timp, dar să spunem n-am dat atenție. Marele benefic care este în Taur și care este un corn al abundenței pentru cine știe și pentru cine poate să acceseze genul ăsta de energie. Este o energie bună din punct de vedere material, financiar și al bunăstării. Da? Deci nu suntem neapărat într-o gaură. Destinul care se va păstra în continuare și care pe zodia berbecului arată spre noi înșine, să nu așteptăm din alte părți idei, ajutor, influență, să acționăm cu foarte mult curaj. Pentru că de cele mai multe ori cer o părere și oamenii au diverse păreri despre ce ar trebui tu să faci. Bine, ai nevoie de anumite validări și nu știu ce, să-ți mai confirme anumite lucruri. Dar dacă e o idee acolo persistentă în tine, știi, trebuie să te duci pe ideea ta, nu pe ceea ce cred alții, pentru că nimeni nu știe în ce direcție te duci tu. Nu l-am analizat pe 2024 de acum, dar nu va mai fi nici 2020, nu va mai fi ce s-a întâmplat în 2020. 2020 a creat așa un crater în noi, știi? Și acum începem cumva să reconstruim. Războiul din Ucraina nu are nicio legătură cu, nu are dimensiunea pandemiei. Să privim cu speranță. Cristina Demetrescu, mulțumim mult că ați fost alături de noi. Cu drag, mă bucur de interviu. Câte vreme există speranță pentru viitor, privim și noi în stele. Vă mulțumim că a stat și azi în oglindă.